sunteți și inițiatorul unei legi antivacciniști, cum îi spun eu. Da. Practic, propuneți și chiar asta am văzut că este în nota de fundamentare, în expunerea de motive a proiectului de lege, că încercați să opriți cumva, să stopați fake news-ul informarea, fake news-ul, inclusiv pe tema vaccinării. Practic, propuneți în acel proiect de lege ca televiziunile care invită persoane necalificate în emisiuni și dezbateri pe teme de sănătate să fie sancționate, să stopați cumva... Așa cum există fake news în politică, din păcate există fake news și în, și în sănătate. Ce face legea asta? Sau, mă rog, această propunere legislativă? Ea reglementează o chestie de bun simț. Practic, lărgește cadrul conversației. Ea prevede ca în emisiunile axate pe sănătate să producătorul sau moderatorul emisiunii să creeze atât spațiu pentru opinii personale, dar să asigure și spațiu pentru intervenția unui medic specialist. Din păcate, așa cum ați spus și mai devreme, o minoritate necalificată a primit în ultimii ani acces la diferite platforme de informare publică, printre care și internetul, iar și-au folosit aceste platforme pentru a răspândi informații care nu au, din păcate, un fundament științific. Și lucrul ăsta are un impact foarte negativ asupra sănătății publice și asupra sănătății individului. Și încet încet lucrurile au escaladat și de pe platformele de socializare oamenii aceștia au primit tribună în mass media și lucrul ăsta s-a văzut în ultimii ani, din păcate. Nu este un proiect care se adresează doar antivacciniștilor, sunt multe tipuri de dezinformări în sănătate. Un alt narativ care se rostogolește este acela că salata de țelină amestecată cu salata de varză poate fi un tratament alternativ la cancer, ceea ce este în cel mai bun caz o prostie, dar din păcate sunt oameni care au foarte foarte în serios povestea asta și ajung să nu mai aibă încredere în medicina bazată pe dovezi, ajung să nu mai aibă încredere în tratamente dovedite științific și își pun în pericol viața și, repet, nu este un caz individual. Din păcate, genul ăsta de informații se propagă ca adevăruri, se propagă ca având valoare de adevăr la nivelul societății și, da, ultimele două cazuri, dacă nu mă înșel, de rujeolă în care au murit doi sugari, unul din ultimele două decese a fost cauzat de faptul că părinții au refuzat vaccinarea. Și vorbind de un bebeluș de 10 luni, au refuzat vaccinarea, invocând faptul că vor să mai aștepte să mai crească copilul. Ei bine, dacă și-ar fi vaccinat acest copil, dacă și-ar fi vaccinat copilul, nu ar fi ajuns să trăiască această dramă.